Salutare tuturor și bun venit din nou pe acest minunat canal. Dacă sunteți noi pe aici, v-aș sugera să vă abonați pentru a fi la curent cu următoarele episoade ce urmează să apară despre diverse situații și bârfe. Yeah! În episodul anterior am vorbit despre XXXTentacion, iar în acest episod voi vorbi despre mine, mai exact despre viitorul meu album ce trebuie să iasă curând. Foarte curând. Da, extraordinar de curând. În urmă cu puțin timp am postat pe contul meu de Instagram și Facebook tracklist-ul albumului și colaborările de pe el. Colaborări ce includ nume precum Shift, Cabron, Super Red, Nane, Kid, Chris, Blazini, Lentile, Blur, Are și Scuze. Am ales să fac acest episod în primul rând pentru a promova tracklist-ul albumului, dar și pentru a vorbi câte puțin despre cum am ajuns să colaborez cu toți acești artiști. Despre Kid, Lentile, Blur, Are și Super Red, se știe că sunt din brigada Pug Life Entertainment, brigada cu care am colaborat și înainte de album, deci nu e nicio noutate pentru nimeni. Pe Shift îl știu de mult timp, mai exact prin 2014, când m-am întâlnit cu el personal la concertul What the Fuck Tour la mine în Sfântul Gheorghe. Am ținut legătura de atunci cu el și iată că după 4 ani lucrăm împreună. Sunt foarte fericit că am lucrat cu el pe acest album, pentru că e un artist talentat pe care întotdeauna l-am apreciat foarte mult. Thank you, bro. Chris Blazini, da, Blazini. Pe Blazini obișnuiam să-l ascult când eram puștan pe platforma myband.ro, o platformă foarte veche în care toți tinerii MC își puneau piesele. Blazini a fost și va fi în continuare unul dintre artiștii pe care voi avea întotdeauna în playlist, pentru care show-ul lui ăla de bla bla bla. Am vrut întotdeauna să lucrez cu Blazini și iată că yeah, apare pe primul meu album. Bla bla bla. Cabron, probabil mulți dintre voi ați fost la modul what the fuck, Cabron? Cum a ajuns asta să colaboreze cu Cabron? Susul cu Cabron, sincer să fiu, a venit surpriză într-o zi când i-am scris pe Instagram un mesaj cu am ceva pentru tine, pot să-ți arăt? De acolo a pornit totul. Pentru mine este o super onoare să-mi deschid albumul cu Cabron. Toată lumea știe că este un veteran în lumea hip-hopului românesc, iar eu personal am crescut pe piesele lui și Codul Penal. Câteodată mă întreb, is that real? Am crescut cu muzica lui, iar acum lucrez cu el. Mi se pare genial. Cabron este un artist super open-minded și mulțumesc foarte mult pentru că am lucrat împreună. Un alt invitat de pe album este Nane. Da, Nane, și cu el am crescut, deși nu este mai mare ca mine în vârstă. Nane este unul dintre oamenii ce a influențat o generație, asta e clar. În opinia mea, Nane este unul dintre cei mai de succes artiști independenți din România, iar faptul că am reușit să lucrez cu el pe acest album este ceva wow. Sincer, cu el visam să colaborez. Chiar visam. Au fost perioade în care ascultam muzica lui non-stop, visam să colaborez cu el. A, da, îi mulțumesc foarte mult și lui că și-a făcut apariția pe primul meu album și cu siguranță vor mai veni proiecte împreună, sper. Scuze, Scuze este practic unul dintre producătorii, produce beat-uri super fresh și totodată vine și cu noi la cântări. DJ Scuze, yeah! El a produs Am o pastilă și plumb. Thank you very much, bro. Pe Scuze l-am întâlnit odată cu venirea lui la București. Am avut o chimie super mișto și am zis hai să lucrăm. Abia aștept să auziți următoarele proiecte cu el. Rup. Costin Milon. Milon este responsabil pentru soundul de mastering al albumului. Întotdeauna a fost o plăcere să lucrez cu Milon pe sunet și ca de fiecare dată a ieșit exact ceea ce a trebuit. Cam ăștia sunt oamenii cu care am lucrat pe album. Desigur, mai sunt și alți producători din afară. Eu am fost Bacovei, iar acesta este canalul meu oficial de YouTube. Nu ezitați să vă abonați și să-mi lăsați un comentariu la întrebarea care credeți că va fi piesa voastră preferată de pe album. Multă dragoste și până data viitoare, vă pup! A, da, am un giveaway cu 3 tricouri la mine pe Instagram. Săptămâna asta aveți șansa să câștigați 3 tricouri Bacovia Brand. Dacă vreți să aflați mai multe despre giveaway, mergeți pe Instagramul meu și acolo aveți toate detaliile. Multă dragoste și vă pup! Mua!